Buhuhu tuturor! Și bine ați venit la un nou video din seria unde sunt posedat de Lucifer și încerc să aduc apocalipsa pe planetă. Bun, pula mea! În minunatul episod de astăzi avem un reportaj, pentru că la noi se promovează cultura cam atât de mult cât promovez eu consumul de ștucă la grătar în videourile mele. Este vorba despre un reportaj despre o casă bântuită. Se pare că într-o casă, într-un sat aflat în Bacău, se întâmplă lucruri stranii. Lucruri pe care stătenii nu le pot explica. Lucruri care îi uimește chiar și pe cei cu jumătate de creier atrofiat. Se spune că o fată moartă s-a plictisit de lumea de apoi și s-a întors într-un mic concediu în satul său natal, unde îi terorizează pe locatarii unei case, pentru că de ce dracu n-ar crede oamenii chestia asta? După ce că umanitatea dispare, după cum am văzut în videoul lui Mircea Chițune... Yes! Fii atent ce m-am luat. E pentru internet, nu contează. Am găsit exact ce căutam. Yes! Yes! Și tipa aia cu câinii... Hey everyone, so today I'm gonna be doing my video on 10 reasons why I think women should have sex with dogs. Se pare că acum și prostia se simte ca la ea acasă în lumea asta, în special la noi în țărișoară, din păcate. Și fără alte baliverne, să înceapă teroarea. Bă, dă-te dracu! Bă, fantomele există, bă! Bă, ne arată acest reportaj absolut fascinant! Nu ai cum să nu crezi când vezi din ce unghi extrem de bun a fost filmată treaba asta! Câtă credibilitate exprimă această filmare încă din primele secunde! Cameramanul acesta merită un premiu! Și atunci când o să-l primească, sper să-l primească în gură cu efect, că poate așa îi prinde și pe inteligenții ceilalți care au contribuit la toată treaba asta. Haideți însă să vedem ce spun și localnicii. Așa urâtare, așa... Vă omor, pe tăți vă omor! Nu, hai să-mi bag pula! Bă, și-am zis că o să rămân serios pe parcursul videoului, dar n-ai cum. A doua secvență m-a pus deja în curbă. De râs, din păcate, dar are timp și fantoma să-și facă treaba. Bă, ăștia ne cred proști. Ăștia vor să ne facă să credem că se mișcă singură găleata aia. Bă, ce rădăcină de porumb scandinav a sfumat de va trecut prin cap că cineva s-ar putea lăsa păcălit de așa ceva. Deși îmi fac griji puțin că ar putea fi câteva specimene pe acolo ținute artificial în viață cu emisiuni gen la lăbuță, care chiar au crezut că e pe bune treaba asta. Bă, îmi e scârbă, serios. Sper să vă cadă o țiglă în cap la filmări, la dracu. După avem un boșoroc care arată de parcă a fost mituit cu o sticlă de spirit Mona, lucru care cel mai probabil s-a întâmplat. Și la final vine cel mai artistic moment de la stilul oprișan încoace. Bă, așa plictiseală o să fie după ce o mierlim încât o să ne apucăm toți de ciclism? Vă dați seama, mă, marele tur al raiului, cum ar fi? Sunt sigur că Armstrong, după ce o să o mierlească, o să facă mânării și pe acolo, dar el probabil o să reprezinte echipa roșie. Bun, pula mea! Camerele montate în casă au surprins momentul în care un papuc s-a izbit violent de ușă. What? No! Nu ai cum să faci așa ceva. De ce suntem considerați atât de proști încât ăștia să ne servească mizeriile astea, bă? Chiar atât de proști părem? Dar în ce mocirlă se află TV-ul din România în acest moment? Nici nu mă miră. Bă, dar sincer să fiu, prefer să văd 3 ore de papuci izbiți violent de ușă decât toți imbecilii, antitalentele și curvele ce apar în ziua de azi la emisiunile alea de 2 bani pentru oameni cu creierul spălat. Sper să vă văd pe toți cu un bocanc violent în gură și unul în cur. Poate așa vă sătura să serviți lăbăriile astea oamenilor. Sigur nu-l viola? Localnicii însoțiți de un polițist și-au făcut curaj și au pornit în miez de noapte spre cimitir. Au luat cu ei și un țăruș să se apere de fantomă. Aici domnea o liniște totală. Da, se putea să lipsească și un 4 clase la seral. Cum dracu să lipsească? Bun, pula mea! Da, și ăsta e videoul de azi. Ce am învățat până acum?
că suntem considerați niște dobitoși și că ni se bagă căcat cu forța pe gât? Na. Că milițienii nu știu cum să mai facă un ban în plus? Na. Că vom fi invadați de gorilieni? Asta e posibil, dar mai bine că fantomele există. Nu ai cum să te îndoiești după ce vezi acest video mirobolant de existența lor. Nu! Fantomele există, prieteni, și nu le putem oprea. Iisuse Hristoase! Așa urât tare, așa... Vă omor, pitați, pitați, vă omor! Bă, eu o să mă opresc aici. Îi lăsăm pe ăștia să filmeze Ghostbuster Bacău Edition și noi ne luăm la revedere. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Haideți să vedem dacă putem face și de data asta peste 1000 de like-uri. Data trecută am reușit și chiar vă sunt recunoscător. Sugestii de astfel de video îmi puteți face pe pagina de Facebook prin mesaj privat, linkul îl aveți în descriere. Eu am fost Quick, să aveți o zi excepțională. Eu am fost Quick și să aveți o zi lipsită de spirite și până data viitoare. Bun, pula mea. Astăzi avem subiect principal pe nimeni altul decât... Ok, bun, eu sunt Claudiu și bine m-am găsit la un nou episod din Întrebări și Răspunsuri cu Clau. Să începem. Da, bă, el este Clau și după cum arată, zici că e fiul de mult pierdut al lui Mircea Chițune. Și ce pula mea cu carpeta aia în spate? Ce început promițător. Pentru console, jocuri și accesorii, intrați pe gamerland.ro și folosiți codul QUICK pentru transport gratuit.